Are tare sunt cei
pe Iacov, pe Ioan, fratele lui, și a dus pe ei într-un munte înalt, în singurătate. Și s-a schimbat la față înaintea lor, așa încât fața sa strălucea ca soarele, iar hainele sale se făcuseră albe ca lumina. Și iată că s-au arătat lor Moise, Ilie, vorbind împreună cu Iisus. Atunci, începând, Petru a zis către Iisus: Doamne, bine este nouă să fim aici, dacă voi vom face aici de culibe. Ție una lui Moise, una lui Ilie. Dar pe când vorbea el încă, iată un lor luminat, i-am văruit pe ei și iată un glas din oraș zis: Acesta este Fiul meu iubit, în care mi-am văit. Pe acesta să-l ascultați. Și auzind ucenicii, au căzut cu fața la pământ, s-au strâmbătat foarte tare. Dar apropiindu-se Iisus, a atins de ei și le-a zis: Sculați-vă și nu vă temeți. Atunci, de când în ochii lor n-au mai văzut pe nimeni decât numai pe Iisus singur, și pe când se coborau ei din munte, Iisus le-a părunce zicând: Să nu spuneți nimănui cele ce ați văzut, până nu se va scula din morți. Acea cântare: Am venit, măicuță, să te mai vedem, să-ți spunem necazul, supărarea, dar și bucuria pe care o avem, nădăjduim să o lăsăm aici Domnului. Iată că este o zi de mare sărbătoare și o zi de mare importanță pentru noi creștini ortodoxi și este o zi de mare importanță și pentru obștia mănăstirii și mai ales pentru Preacuviosul Părinte Stareț Arhimandritul Nicodim, pentru că fiecare an de schimbarea la față, după Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, Părintele Stareț face slujba de pomenire a părinților Sfinției sale, mai cu seama Tatălui Sfinției sale,